puțin pentru tine înseamnă totul pentru el. Vedeți astăzi la jurnal. Casa de ajutor reciproc a pensionarilor Reghin vine în ajutorul membrilor săi cu un serviciu funerar complet. Județul Mureș va fi reprezentat la o tabără națională de matematică și de doi elevi ai școlii gimnaziale Augustin Maior. Cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară din județ vor fi prezenți vineri 25 iulie la Târgu Mureș. Cei care candidează pentru obținerea permisului de conducere vor fi obligați de săptămâna aceasta să atașeze la dosarul de examinare un nou document. S-au afișat rezultatele finale la definitivatul profesorilor. România a învins Ungaria cu 5-0, 1-0 la pauză, în amicalul internațional de fotbal feminin între selecționatele României și Ungariei. Despre toate acestea aflați imediat la Jurnal de Reghin. Sunt Anca Făgăraș și voi fi gazda dumneavoastră, încercând să vă aduc puțină veselie în case, prin cântec și nu numai, alături de interpreți consacrați ai muzicii populare românești, cât și tinere talente ce vor duce mai departe tradiția și folclorul acestui popor. Dar Reghin TV vă invită să deschidem împreună în fiecare seară de miercuri Lada cu Zestre, să redescoperim tradițiile și cântecele noastre autentice. Cu siguranță ați văzut unele dintre imaginile aeriene care au apărut pe internet în ultimul timp. Acestea sunt obținute cu ajutorul unor aeromodele radiocomandate, pe care sunt montate camere foto-video. Din păcate s-a înrădăcinat termenul de dronă, deși aeromodelele pe care le folosim noi nu au nicio legătură cu aplicațiile militare la care sunt folosite drone în adevăratul sens al cuvântului. Noi suntem un grup de entuziaști ai imaginii aeriene de joasă altitudine, mult sub nivelul rezervat aeronavelor și totuși la o înălțime suficientă pentru o perspectivă de ansamblu imposibil de obținut prin alte mijloace. Cei mai mulți dintre noi practică această activitate în regim de hobby, dar unii sunt furnizori de imagini la standarde profesionale pentru cele mai diverse domenii: publicitate, cinematografie, turism, arhitectură și cadastru, jurnalist de investigații și altele. De curând, Ministerul Transporturilor a emis ordinul numărul 8/2014, care îngrădește atât de mult practicarea activităților noastre, încât nu se pot îndeplini în mod realist condițiile impuse. Prin zborurile noastre nu periclităm bunuri, persoane sau animale și temerile legate de dreptul la intimitate și viață privată sunt reglementate de alte legi. De asemenea, există deja legi în legătură cu fotografierea obiectivelor strategice și cele care țin de siguranța națională. Suntem în favoarea unor reglementări și am început demersuri pentru a colabora cu autoritățile în acest sens, dar avem nevoie de susținerea opiniei publice pentru aceste demersuri. Vă invităm pe pagina drone.videoport.ro pentru a afla mai multe despre acest ordin și importanța reglementării în spirit european. Dacă vă plac imaginile din aer și vreți să vă bucurați în continuare de producții foto-video extraordinare, semnați această petiție. Felul în care prezentăm România poate să îmbunătățească în mod semnificativ imaginea țării noastre. Dați mai departe linkul pentru prietenii și cunoscuții voștri. Avem nevoie și de ajutorul lor. Fotografia și filmul sunt partea vieții fiecăruia dintre noi. Este momentul să le apărăm și să ne asigurăm că ne vom bucura de beneficiile acestei tehnologii și pe viitor. Cele bune! Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei.
Casa de ajutor reciproc a pensionarilor Reghin vine în ajutorul membrilor săi cu un serviciu funerar complet. Aceștia pot beneficia de pompe funebre la prețuri mai mici decât cele existente pe piață. Facilitatea ar urma să fie disponibilă în cel mult 2 luni. Servicii funerare la prețuri scăzute. Casa de ajutor reciproc a pensionarilor Reghin intenționează să ofere pensionarilor și acest tip de facilități, alături de creditare în condiții avantajoase sau alimente la prețuri scăzute. Inițiativa a pornit de la ideea că acest tip de servicii costă mult și de multe ori este inaccesibil pentru veniturile pensionarilor. Așadar, în scurt timp, membrii asociației se vor putea baza pe această facilitate. Vrem cât de curând, deci eu cred, sper așa, în maxim o lună, am investit aici, am făcut o construcție în curtea noastră și unde vom avea un serviciu, deci servicii funerare complete. Sperăm să reușim să le facem de calitate și să fie cu mult sub piața din oraș. Pompele funebre vor fi complete. Prin colaborare se pot oferi serviciile pe care le implică restaurantele sau, după caz, cele de transport. Cei care sunt membri la asociația noastră primesc o anumită sumă de bani de aici. Noi ne vom ocupa și de faptul că vom încasa banii și de la Casa de Pensie, de unde se primesc 2400, deci cam 24 de milioane de lei și în multe cazuri aproape ajunge ca omul să, deci sunt suficienți bani ca să nu mai aibă alte contribuții de la rude sau de la copii. Casa de ajutor reciproc a pensionarilor Reghin are aproape 12.000 de membri, atât din Reghin cât și din zona arondată. De anul trecut, din organizație fac parte și persoane care nu sunt pensionate. Vor fi recompensați pentru că s-au dovedit între cei mai buni la matematică din județ. 2 elevi din Reghin vor pleca luna viitoare în tabăra de la Straja, județul Hunedoara, ca premiu în cadrul concursului de matematică de nivel internațional, Kangurul. Este vorba despre Florin Oprea din clasa a 6-a și Maria Popraita din clasa a 5-a. Ambii sunt elevi la școala gimnazială Augustin Maior, pregătiți de profesorul Constantin Bozdoc. Județul Mureș va fi reprezentat la o tabără națională de matematică și de 2 elevi ai școlii gimnaziale Augustin Maior. Copiii au câștigat dreptul de a lua parte la tabăra de la Straja, județul Hunedoara, după ce au fost printre câștigătorii concursului Kangurul. Este vorba despre Florin Oprea din clasa a 6-a și Maria Popraita din clasa a 5-a. Prima dată era faza locală, unde m-am calificat, eram printre primii, după aceea eram la faza județeană, unde eram locul 3. Elevii sunt pregătiți de profesorul Constantin Bozdoc, care mărturisește că, exceptând 2013, în ultimii 6 ani a avut de fiecare dată elevi câștigători la Kangurul, un concurs diferit de clasicele olimpiade. Asta presupune Kangurul. Sunt multe probleme date într-un interval scurt de timp, ai 5 variante de alegere și trebuie să te miști foarte repede, trebuie să riști, pentru că nu ai timp să rezolvi efectiv problemele. Repet, trebuie să riști, să stabilești o strategie câștigătoare, dacă se poate. Tabăra va avea loc între 3 și 11 august la Straja, în județul Hunedoara. Va reuni cei mai buni elevi la matematică din clasele 4-8. Recompensa este așteptată cu nerăbdare de câștigători. Ești curios cum va fi? Da, ne-a dat fiecare către un program cum ar fi. Activitatea ar fi până la ora 10 sau 11. Copiii sunt implicați în tot felul de activități, bine, și concursuri matematice, dar nu numai. Învață să cânte, învață să facă, știu eu, origami, să facă olărie, să facă temirce, tot felul de concursuri individuale sau în echipă. Este o tabără de apreciat din punctul meu de vedere pentru cât de bine organizată și de bine pusă la punct. La tabăra de la Straja au mai participat în ultimii ani și alți elevi ai gimnaziului Augustin Maior, care s-au dovedit ulterior buni matematicieni. Între ei se numără renumiții Alexandru Dan și Ștefana Șerban.
Cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară din județ vor fi prezenți vineri, 25 iulie, la Târgu Mureș. Aproape 30 de soliști sunt invitați să participe la prima ediție a spectacolului folcloric Interpreți Mureșeni de ieri și de azi. Festivalul va avea loc la Palatul Culturii cu începere de la ora 18. Organizatorii sunt Consiliul Județean Mureș și Asociația Culturală Mureșul Superior. Iubitorii muzicii populare românești sunt invitați în 25 iulie de la ora 18 la Palatul Culturii din Târgu Mureș, la prima ediție a spectacolului folcloric Interpreți Mureșeni de ieri și de azi. Potrivit unuia dintre organizatori, Cristian Țăran, spectacolul își propune, printre altele, să combată ideea unui conflict între generațiile de artiști. Vor urca pe scenă soliștii Gheorghe Mureșan, Mihaela și Ciprian Istrate, Emilia Lateș, Dorina Oprea, Leontina Pop, Nelu Șopterean, Ionela Moruțan, Livia Sorlea, Doru Pop, Teodor și Narcisa Țogorean, Teodor Sântean, Maria Neag, Ioan Cristian Țăran, Iulia Bucur, Alin Huza, Ancuța Cosma, Ovidiu Furnea, Marian Suciu, Ioana Tropotei. Nu ratați așadar o șansă unică de a-i vedea pe toți aceștia la un loc, vineri 25 iulie de la ora 18, la Palatul Culturii din Târgu Mureș. Organizatori sunt Consiliul Județean Mureș, Asociația Culturală Mureșul Superior și Biblioteca Județeană. Cei care candidează pentru obținerea permisului de conducere vor fi obligați de săptămâna aceasta să atașeze la dosarul de examinare un nou document. Este vorba despre o declarație pe propria răspundere cu privire la cetățenie. Motivul: combaterea turismului ilegal de permise de conducere în spațiul Uniunii Europene. Președintele Asociației Instructorilor Auto Mureș, Ioan Crecu, mai spune că se modifică și cerințele în timpul traseului pentru anumiți candidați. Pentru categoriile C, CE, D și DE, candidații trebuie să știe să verifice tehnic autovehiculul. Abordăm acest subiect după ce aflăm de la Marcela German ce conține astăzi Jurnalul Economic. Bun găsit! Astăzi la Jurnal Economic aflați că tinerii chiriași ai imobilelor aparținând Agenției Naționale de Locuințe vor putea cumpăra casa fie cu un credit bancar contractat cu garanția statului, fie cu plata în rate lunare, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare, procedură nepermisă până în prezent. O altă știre este că regiunea Centru a exportat în primul trimestru mărfuri în valoare de peste 1,8 miliarde de euro. Cu detalii ne vedem la Jurnalul Economic. Pentru obținerea permisului auto, candidații trebuie să îndeplinească noi condiții și anume vor fi obligați de săptămâna aceasta să atașeze la dosarul de examinare un nou document. Este vorba despre o declarație pe propria răspundere cu privire la cetățenie. Motivul: combaterea turismului ilegal de permise de conducere în spațiul UE. A apărut un dosar, e o problemă mai mult tehnică, pentru că în dosarul de examinare până acum era o cerere mai simplă. Cererea este un pic acum mai mare, în care este și o declarație pe proprie răspundere a celor care vor să obțină permisul de conducere că au legătură cu domiciliu sau cu reședința unde vor ei să dea examenul, permisul de conducere, adică că stau cel puțin 6 luni de zile în zona respectivă. Se modifică de asemenea și cerințele pentru obținerea categoriilor mari de permise. Pentru categoriile C, CE, D și DE s-a introdus înregistrarea timpului de muncă. Având în vedere că s-a schimbat puțin legislația Uniunii Europene, mai ales cu privire la înregistrarea timpilor de muncă, s-a introdus acum și în examen, pentru că până acum nu era la examenul pentru obținerea permisului. Asta, ce spun acum, se insista mai ales la obținerea atestatului de pregătire profesională, deci după ce avea permisul de conducere. Acum, la examenul de conducere, se, pe lângă verificarea roților, presiunii în roți, aspectul exterior, iluminării și așa mai departe, s-a introdus și verificarea sistemelor de înregistrare electronică a timpilor de conducere. Dispozițiile au mai fost propuse de către Ministerul Transporturilor în decembrie anul trecut, însă până în prezent acestea nu au fost aprobate. Astfel, proiectul de ordonanță a ajuns să fie republicat. Prin noile reglementări se dorește armonizarea legislației românești cu cea europeană.
Rezultate finale la definitivatul profesorilor. Dascălii mureșeni care nu au fost mulțumiți de punctajul obținut la examenul de definitivat au putut contesta notele în perioada 19-23 iulie. După rezolvarea contestațiilor, 7 dascăli din județul Mureș au fost admiși. La nivelul județului, 230 de candidați au susținut proba scrisă. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Mureș, față de anul trecut, promovabilitatea a crescut cu aproximativ 2%. Emoțiile au luat sfârșit pentru profesorii mureșeni care au susținut definitivatul în acest an. Cadrele au aflat miercuri 23 iulie rezultatele în urma contestațiilor depuse pentru notele obținute la examenul de definitivat din data de 14 iulie. Ieri au afișat rezultatele la contestații. Procentajul a crescut. Înainte de contestații am avut 53%, după contestații 56%. Asta înseamnă încă 7 cadre didactice au reușit să ia nota peste 8, deci înseamnă că au promovat. În județul Mureș, conform Inspectoratului Școlar Județean, procentul de promovabilitate este mai mare cu 2% față de 2013. Examenul național pentru definitivare în învățământ s-a organizat la 136 de discipline, iar peste 60% dintre cadrele didactice care au susținut examenul au promovat, ponderea lor fiind cu circa 13% mai mare decât anul trecut. Nota minimă de promovare a examenului este 8, după ce Ministerul Educației a decis anul trecut mărirea acestuia cu un punct. Cadrele didactice care au promovat examenul național de definitivare au dobândit dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Poetul surprinzător al norodului, așa este numit de cunoscători, Cătălin Cioba. Originar din satul Nadășa, a început să scrie poezii în 2007, după ce și-a pierdut tatăl. Încă de la primele versuri, i-a surprins pe oamenii de cultură din Reghin, care l-au încurajat să continue. În scurt timp, a devenit textier pentru artiști renumiți de muzică populară, a descoperit numeroase tinere talente în lumea satului, iar acum este căutat de interpreți de genuri muzicale diferite. Visul lui Cătălin Cioba este ca versurile sale să depășească granițele regiunii noastre. Cătălin Cioba este un nume care se aude tot mai des în cercurile artiștilor renumiți de muzică populară, dar și al tinerelor talente din zona noastră. Are 39 de ani și este fiu al satului Nadășa. Încă nu a trecut un deceniu de când compune și are deja versuri care se cântă pe posturile naționale de muzică. Cătălin Cioba spune că a pierdut numărul poeziilor scrise, dar multe dintre ele sunt cuprinse în cele 5 volume lansate în ultimii ani. Am piese, poate am depășit mie, nu știu, cred că în acest volum am 81 de piese care se cântă. Eu pot să zic că din asta trăiesc în ultimul timp, mai fac contacte cu interpreți de muzică populară și am foarte multe cereri, chiar câteodată mai pierd câte un contract, că nu pot. Am poate zile când scriu două, trei piese, dar am luni când nu scriu niciuna. Plin mii podul de mulțeam, așa se intitulează volumul de versuri lansat anul acesta. Prefața este semnată de renumita Vasilica Ghiță Ene, realizatoare de emisiuni la Radio România Antena Satelor, dar scrie în deschiderea cărții și Sorina Bloj, cea care l-a îndemnat în urmă cu 7 ani să nu renunțe la poezie. Tatăl meu care a decedat, o soră, părinții, bunicii, și așa am început să scriu. Țin minte că prima poezie a fost Zboară gândul în trecut, aș da o ce să pot să-l uit. Am mers cu doamna Sorina Bloj această poezie și doamna Sorina Bloj, pot să spun că m-a îndemnat să scriu mai departe. Probabil dacă mă descuraja, nu mai scriam. Și mulțumesc pentru acest lucru. Cătălin Cioba nu se consideră rapsod popular pentru că nu este culegător de folclor. El compune din experiența sa și din trăirile pe care le are în contact cu lumea satului. Consideră că a primit un har de a-și exprima gândurile și a ajunge cu ele la sufletul ascultătorilor. Eu am citit foarte mult până în 2007. Din 2007 nu mai am, numai la poză mă uit, nu mai am timp să citesc. Și chiar n-am citit genul ăsta de poezie sau... Mi-e place foarte mult Adrian Păunescu, Peitonul Pofferat, Nichita Stănescu, am citit foarte multe romane polițiste, de genul ăsta n-am citit. Mie mi-a venit așa, pentru că eu acolo m-am născut la țară, acolo am crescut și cunosc regionalismele astea și
Asta chiar e într-o întâmplare, nu pot să-mi dau seama cum mi-a venit mie așa să scriu, chiar nu știu. Una dintre activitățile de bază ale lui Cătălin Cioba este descoperirea copiilor talentați în ale interpretării și îndrumarea lor într-o carieră muzicală. La capitolul vise, care speră să devină realitate, menționează două: să fie cunoscut dincolo de granițele regiunii noastre și să pună bazele unui azil de bătrâni. Dar despre toate acestea aflați mai multe urmărind emisiunea Reghin Exclusiv, duminică de la ora 21. Un concediu fără probleme, asta ne dorim cu toții, dar odată cu plecarea în vacanță trebuie să ținem cont de eventualele accidente sau neplăceri care pot să apară. De aceea este recomandat să avem o trusă medicală de vacanță. Aceasta trebuie să conțină diferite medicamente, comprese sterile sau pansamente. O atenție deosebită trebuie să acordăm și trusei de mașină. E bine să verificăm termenul de expirare și să o completăm cu cele necesare. Vorbim mai multe imediat în jurnal, acum însă Veturia Fechete ne spune care sunt tendințele generale ale previziunilor astrale pentru ziua de vineri. Bine v-am găsit la Jurnal de Astre. Aflați previziunile pentru vineri 25 iulie. Trigonul Mercur-Saturn insuflă dorința de a fi mai gospodar, de a face îmbunătățiri în casă. Simțiți un respect deosebit pentru oamenii cu studii sau pentru oamenii de știință, iar de aici apare dorința de a studia. Cu previziunile astrale pentru fiecare zodie ne revedem mai târziu. Niciun concediu fără trusa de vacanță. Acesta este îndemnul farmaciștilor pentru cei care se pregătesc să plece în concediu. Trusa trebuie elaborată în funcție de afecțiunile de care suferim, dar și de destinația spre care ne îndreptăm. În cazul în care avem copii, este necesar să facem o trusă și pentru ei. Aceasta va conține antitermice, antivomitive, medicamente pentru febră și paracetamol sub formă de supozitoare sau sirop. Pe lângă aceasta, trusa noastră de vacanță o să conțină medicamente digestive. Niciodată nu știm ce mâncăm sau mâncăm prea mult sau consumăm poate alcool în cantități mai mari ca de obicei și pot să apară problemele digestive. Un protector gastric, gen banalul ranitidină sau un omeprazol, un metoclopramid pentru grețuri, migrenele nu le uităm nici pe ele, luăm un analgezic, un antiinflamator. În funcție de mijlocul de transport folosit, vom pune în trusă medicamente pentru combaterea răului de mașină sau de avion. Din trusă nu trebuie să lipsească medicamentele antitermice, paracetamol, supozitoare sau tablete, antiinflamator, vitamina C, apă oxigenată, comprese sterile, fașă pansament. Farmaciștii ne recomandă să fim atenți la modul de păstrare al trusei, întrucât trebuie ferită de soare. Obligatoriu, păstrați medicamentele în ambalajele lor originale. Pe ambalajele originale scrie întotdeauna modul de administrare. Nu le aruncați doar într-o simplă pungă, pentru că nu o să mai știți cum să le folosiți. Dacă optăm să plecăm în vacanță cu mașina, trebuie să avem grijă și de trusa acesteia. Se verifică termenul de valabilitate al medicamentelor. Cel mai indicat este să ne adresăm farmaciei pentru completarea cu produsele necesare. Multe din persoanele care merg în vacanță și merg cu mașina se bazează pe acea trusă care o au la trusa medicală din mașină. Ei, dacă nu v-ați verificat trusa, treceți pe la farmacie să o verificăm. Multe din produsele care le aveți acolo în trusă s-ar putea să fie expirate sau chiar s-ar putea să nu vă fie de niciun folos. În afară de o fașă elastică sau o fașă pansament, nu prea găsiți mare lucru în trusă. Și atunci, acea trusă din mașină ar trebui să o verificăm și să o completăm cu absolut tot ce este nevoie. Persoanele care suferă de boli cronice trebuie să continue tratamentul. Este important să luăm cu noi și o copie după rețetă sau carnetul de sănătate pentru a face dovada schemei de tratament în cazul în care este nevoie. Renumita organistă a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, Molnar Tândea, a poposit și la Reghin pentru un concert de excepție. Miercuri 23 iulie, Biserica Evanghelică s-a umplut de acordurile vibrante ale sunetului de orgă. În peste 25 de ani de carieră interpretativă, Molnar Tândea a cântat pe toate orgile importante din țară, dar și de peste hotare. Meritele i-au fost răsplătite în 2006, când a fost distinsă cu premiul omagial Bartók Bello. La Reghin a interpretat mai ales compoziții de Bach și Albioni Adagio. Concert de orgă susținut de faimoasa organistă a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, Molnar Tândea. Evenimentul dedicat reghinenilor a avut loc miercuri 23 iulie la Biserica Evanghelică.
În peste 25 de ani de carieră interpretativă, Molnar Tunde a cântat pe toate orgile importante din România și din străinătate. A concertat la Berlin, Weimar, Gera, Bruxelles, Amsterdam, Praga, Viena, Budapesta, Tunis și multe altele. Iată că de această dată a poposit și la Reghin cu un program interpretativ deosebit. În această seară m-am gândit ca să încep cu două preludii de coral de Johann Sebastian Bach, urmând Albinoni, Adagio, care este foarte mult pe placul publicului. După aceea voi prezenta de César Franck coral în la minor, deci este ca o fantezie de coral, o lucrare mare, expresivă. Și în final voi interpreta Clopotele de la Westminster de compozitorul francez Louis Vierne. Absolventă a Academiei de Muzică Ciprian Porumbescu din București, descendentă dintr-o familie de constructori de orgi, și-a întemeiat cunoștințele interpretative la Brașov. În timpul studenției a participat la cursuri de măiestrie susținute la Praga și Weimar. Despre publicul reghinean are numai cuvinte de laudă și spune că este o bucurie să fie prezentă la Biserica Evanghelică. Eu cred că sunt interesați de concertele de orgă realizate aici în această biserică și cred că este și o tradiție în acest oraș, ca și în celelalte orașe, ca și Brașov, Târgu Mureș, Sibiu, unde de obicei sunt concerte de vară. Organista mai spune că nu este pentru prima dată când se află la Reghin. Își aduce aminte cu plăcere de prima vizită și spune că va reveni ori de câte ori va fi invitată. Am mai fost de câteva ori. În anii 80 am fost chemată să țin concerte de orgă, cam de două ori, de trei ori am fost, și domnul Kish Elemer, care este organistul acestei biserici, organizează an de an concerte de vară și am avut plăcerea ca să fiu invitată și doi ani înainte. Iubitorii de muzică o vor putea asculta la Palatul Culturii din Târgu Mureș, unde concertează de 11 ani, dar și în bisericile din oraș. În curând va susține un recital și la Brașov, la Biserica Neagră, iar din toamnă va începe o serie de spectacole în Europa. Proiectul multicultural intitulat Prieteni, cunoscându-ne mai bine, inițiat de Biblioteca Petru Maior, a ajuns la final. Acesta s-a desfășurat în perioada 21-24 iulie. Parteneri au fost Școala Gimnazială Augustin Maior, Școala Gimnazială Alexandru Ceușianu, bibliotecile din comunele Gurghiu, Batoș și Petelea. În proiect au fost implicați elevi care aparțin diferitelor etnii. Ultima zi a fost dedicată Reghinului, cu vizite la Biserica Catolică și Muzeul Etnografic. Proiectul se va finaliza cu scrierea unui eseu de către cei mici, în care vor consemna concluziile în urma celor 4 zile. Prietenii cunoscându-ne mai bine, așa se intitulează proiectul inițiat de Biblioteca Municipală Petru Maior, desfășurat în perioada 21-24 iulie. Partenerii au fost Școala Gimnazială Augustin Maior, Școala Gimnazială Alexandru Ceușianu, bibliotecile din comunele Gurghiu, Batoș și Petelea. În proiect au fost implicați elevi care aparțin diferitor etnii, care, pe parcursul celor 4 zile, au avut posibilitatea de a sesiza diferențele dintre etnii, dar și asemănările. Ultima zi a fost dedicată etniei maghiare, cu vizite la Biserica Catolică și Muzeul Etnografic din Reghin. Acoperișul în 4 ape și acoperit cu șindrilă, prevăzut cu două lucarne pentru aerisire. În fiecare zi, elevii au vizitat obiective din localitățile implicate în proiect. La Gurghiu au aflat despre tradițiile și obiceiurile din zonă. La Batoș au vizitat Muzeul de Etnografie, Biserica Evanghelică și Stația Meteo. Iar la Petelea au aflat mai multe despre tradițiile și obiceiurile etniei rome. Am participat cu elevi de la Școala Gimnazială Augustin Maior, de la cele trei secții, română, maghiară și germană. Le-a plăcut foarte mult, au fost activități variate, în sensul că am vizitat mai multe comune din jurul Reghinului. Au vizitat primăriile, bibliotecile comunale, gospodării țărănești. Proiectul se va finaliza cu scrierea unui eseu de către cei mici, în care vor consemna concluziile în urma celor 4 zile. Pentru fiecare copil am pregătit o fișă de lucru
iar la sfârșit, pentru a-și forma impresiile și la sfârșit să poată scrie un eseu dacă le-a plăcut, ce le-a plăcut mai mult la fiecare etnie. Această acțiune a fost minunată și cel mai mult mi-a plăcut la Batoș. De ce? Păi acolo am vizitat muzeul etnografic, am fost la școli. Mi-a plăcut ziua în care am mers la Petelea. De ce? Deoarece acolo am niște rude și am aflat multe lucruri pe care nu le știam înainte. Ca de exemplu? Am aflat multe lucruri despre romi, despre tradițiile lor și am vizitat și un muzeu la Habic. La Batoș. Ce ți-a plăcut la Batoș? Biserica cea veche. Ce ți-a plăcut acolo? Mi-a plăcut orga, turnul, totul. Ziua dedicată etniei maghiare s-a încheiat cu celebrul Guiaș servit în aer liber. Proiectul Prieteni cunoscându-ne mai bine s-a desfășurat în cadrul taberei de creație Baladele Verii, iar cei implicați își propun să-l organizeze în fiecare an. Personalitățile evreiești din România este subiectul unei noi ediții Destin și Istorie. Rubrica realizată de istoricul Ioan Costea se difuzează în cadrul jurnalului de Reghin de sâmbătă, ora 18. De această dată, profesorul Costea vine cu detalii despre evreii din țara noastră care s-au evidențiat în artă, politică, științe și nu numai. Abordăm acest subiect după ce trecem pe la redacția Meteo pentru o avanpremieră a jurnalului de vreme. Bine v-am găsit! Potrivit meteorologilor, mâine vom avea parte de cer noros și șanse mari de ploaie. Mercurul din termometre va urca în Reghin până la valoarea de 24 de grade Celsius, în timp ce în Târgu Mureș va ajunge la 25 de grade. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Nu trebuie să ratați nici de această dată rubrica Destin și Istorie de sâmbătă, 26 iulie. Profesorul Ioan Costea vă așteaptă cu un nou episod din seria prezentării etniei evreiești. De această dată vom afla care sunt cele mai importante personalități care au influențat societatea românească. Intrarea evreilor în elita societății românești s-a produs după al doilea război mondial. După al doilea război mondial, Marea Uniune Sovietică eliberatoare și-a împărțit în țările ocupate, mă refer la România, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Iugoslavia, în proporția în care ele au fost atașate ca sateliți a Uniunii Sovietice, s-au trimis reprezentanți în Partidul Comunist, în majoritate evrei. Potrivit istoricului, majoritatea liderilor comuniști nu credeau în ideile pe care le propagau. În guvernul de după anul 1945 au fost cooptați foarte mulți evrei care conduceau cele mai sensibile servicii, erau membri marcanți sau aveau funcții de miniștri. Anna Pauker, pe numele ei Anna Robinson, ministru de externe. Iosif Kișinevski, Iacob Breutmann, viceprim ministru al Consiliului de Ministri, membru în Comitetul Central. Tehoari Georgescu, o altă personalitate, ministru de interne, pe numele lui Bruch Tescovici. Lothar Rădăceanu, ministru economiei. Și mulți alții, dar și în domeniul culturii activau numeroși evrei. Marcel Breslașu, Marc Breslau, era director al Departamentului de Arte. Silviu Brucan, Bruckner, redactor șef la Scânteia și șeful campaniei antisemite, mai ales prin soția sa. Jean Mihai Iacob Meckel era șef al industriei cinematografice. Alexandru Graur, Alter Braun, era șeful societății de radiologie, de radiofonie, rectific. Ion Costea ne spune că din rândul evreilor din întreaga lume s-au evidențiat cele mai luminate minți în toate domeniile de activitate. Dovadă sunt laureații Premiului Nobel. Din 800 de laureați cât sunt până acum, 183 sunt evrei. Dar pentru a afla mai multe despre acest subiect, nu trebuie să ratați rubrica Destin și Istorie de sâmbătă, 26 iulie, începând cu ora 18, în cadrul jurnalului de Reghin.
Casa alegorică Rușii Munți a adus o parte din tradiția comunei la Festivalul Văii Mureșului. Obiectele din cele trei odăi, bucătăria, tinda și camera de rugăciune, ilustrează tradiția și specificul de altădată. La expoziția de obiecte și-au adus aportul și locuitorii comunei. În acest an, vizitatorii au fost impresionați, mai ales de colecția de carte veche. Colecție de carte veche la Casa Comunei Rușii Munți. În acest an, la Festivalul Văii Mureșului, zona localității Rușii Munți a fost reprezentată prin obiecte vechi, autentice. Acestea au fost grupate în cele trei încăperi, bucătăria, tinda și camera de rugăciune. Nu a lipsit lada cu zestre, foarte importantă pentru familia care avea fete. De asemenea, au fost expuse și cărți foarte vechi, scrise în localitate. În casa dinainte, care este cea mai prețuită cameră, să zic așa, unde se păstrează cele mai de valoare lucruri, este lada cu zestre a fetelor, zestrea formată din lipede, perini și alte obiecte pe care le vor folosi în noua căsnicie. Și desigur avem, cu ceea ce ne mândrim, adus din muzeul localității niște cărți foarte vechi găsite pe teritoriul localității, scrise în limba germană, în chirilică și ebraică, chiar și un manuscris avem în chirilică. Bucătăria casei din Rușii Munți a cuprins cele mai frecvente vase folosite de localnici, ulcioare în care se păstra laptele sau blidele în care se gătea. În aceeași încăpere s-a regăsit și soba. Tinda sau camera de lucru include și ea obiecte specifice. În această cameră este camera de lucru, tinda, cum am specificat mai devreme. Am încercat să aducem mici părți din obiectele pe care le foloseau femeile pentru a face lucrurile care le utilizau în gospodărie, respectiv prosapele, cindeele, cum li se spune, lepedeele, cele cusute la război. O mașină de brodat în care brodau costumele pentru sărbătoare și costumele cele cusute cu fluturi și cu mărgele. Multe dintre obiectele de la Casa Alegorică aparțin locuitorilor din zonă, care le-au oferit special pentru a fi expuse la festival. Restul lucrurilor au fost transportate de la Muzeul Satului. An slab pentru producția de fructe de pădure. Potrivit directorului direcției silvice Mureș, în anul 2014 se vor recolta doar 45 de tone față de 100 cât era de așteptat. Motivul: starea vremii a afectat înflorirea și dezvoltarea fructelor. Cantitățile colectate vor fi valorificate pentru export prin intermediul unei firme din București, colaboratoarea instituției mureșene. Anul acesta, producția de fructe de pădure este mult sub așteptări. Potrivit directorului direcției silvice Mureș, Ilie Covrig, vremea capricioasă este motivul pentru care cantitățile colectate până acum nu sunt nici măcar la jumătate față de cât se estima, adică 5 tone de zmeură, 7 de afine, 12 de cătine și 21, chiar 25 de tone de măceșe. Ne-am propus să recoltăm undeva în jur de 90-100 de tone. Însă, urmare evoluției vremii din primăvara 2014, vara 2014, ne-am reașezat un pic aceste cifre, astfel încât credem că vom recolta doar 45 de tone, deoarece smeura și afinul au o fructificație medie către slabă sau chiar foarte slabă. Directorul Ilie Covrig mai remarcă un aspect. Datorită accesului de piață a fructelor din cultură, recolta din flora spontană a pierdut mult teren. Procesatorii se orientează mai mult către fructe produse de cultivatori care sunt mai ușor de procesat. Pasul următor după colectare este valorificarea prin intermediul unei firme din București, colaboratoare a direcției și care oferă un comision pentru cantitățile date la export. Dacă sunt cantități mari, aceste cantități vor fi probabil valorificate la, prin licitație, numai că, așa cum am spus, anul acesta sunt șanse mici să facem o cantitate mai mare de 45-50 de tone. Am practicat prețuri între 5 și 8 lei la afin și zmeură, iar la cătină și măcieșe a mers între 1,50 lei și 2,50 lei.
și anul 2013 a fost unul slab din cauza secetei și se aștepta să fie recoltate aproximativ 200 de tone de fructe, dar în urma bilanțului cantitatea recoltată a fost de doar 44 de tone, dintre care 9 de zmeură și afine, 33 de tone de cătină și măceșe. România a învins Ungaria cu 5-0, 1-0 la pauză în amicalul internațional de fotbal feminin între selecționantele României și Ungariei. Golurile au fost marcate de Olar, Lungu și Bâtea, respectiv Padar Anita. Antrenorii Mirel Albon, Cornelia Ionescu și Maria Delicioiu au convocat pentru meci numai puțin de 4 jucătoare de la ASEA Târgu Mureș. În jocurile oficiale, România mai are programate 3 meciuri, contând pentru grupa a doua preliminară calificare la Mondialul din 2015 din Canada. Naționala României de fotbal feminin a copleșit cu goluri fotbalistele din Ungaria. Miercuri 23 iulie, terenul Academiei de Sport din cadrul complexului Weekend din Târgu Mureș a găzduit amicalul internațional feminin între selecționatele României și Ungariei. Partida s-a încheiat cu scorul de 5-1, 1-0 la pauză, în favoarea formației noastre, prin golurile marcate de Olar, câte 2 reușite ale lui Lungu și Bâtea, respectiv Podor Anito. Antrenorii Mirel Albon, Cornelia Ionescu și Maria Delicioiu au convocat pentru meciul amical numai puțin de 4 jucătoare de la ASEA Târgu Mureș. Este vorba de Andreea Paraluță, Borobașii Kingo, Ana Maria Gorea și Ombruș Beata. La finalul confruntării cu Ungaria, Mirel Albon, tehnicianul selecționatei feminine de fotbal a României, a declarat pentru Sportul Mureșan: a fost un joc eficient al fetelor noastre, care au demonstrat că avem valoare, chiar dacă am ratat calificarea la mondialele de anul viitor. Este necesar să câștigăm ultimele 3 jocuri de pe teren propriu pentru a ne aduce în față adversari accesibili în preliminariile campionatului european din 2017. În jocurile oficiale, România mai are programate 3 meciuri, contând pentru grupa a doua preliminară, calificare la mondialul din 2015 din Canada. Toate partidele se vor disputa pe teren propriu, contra Macedoniei pe 21 august, a Spaniei pe 13 septembrie, contra Estoniei pe 17 septembrie. În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnalderegin.ro a fost materialul despre povestea de succes a tinerei reghinence Cornelia Șuș, notar public, doctorand și cadru didactic universitar. Materialul despre nevăzătorul din Suseni, Alexandru Faloti, a dus în atenție de revista Reginul Nostru. S-a clasat al doilea în topul audienței. Știrea despre lucrările de amenajare a zonei centrale și de extindere a carosabilului în piața Petru Maior a fost a treia în topul preferințelor internauților. Materialul despre povestea de succes a tinerei reghinence, Cornelia Șuș, notar public, doctorand și cadru didactic universitar, a fost cea mai accesată postare în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook de Reghin TV. Pe locul 2 ca număr de vizionări se află știrea despre lucrările de amenajare a zonei centrale și de extindere a carosabilului în piața Petru Maior. Pe locul 3 în topul preferințelor utilizatorilor de Facebook se află materialul despre nevăzătorul din Suseni, Alexandru Faloti, adus în atenție de revista Reginul Nostru. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook de Reghin TV, cele mai populare site-uri cu știri din zonă. Rămâneți în continuare cu Reghin TV. Joi 24 iulie de la ora 21, Maria Neag vă invită la o nouă ediție a emisiunii Dar Rustic, alături de interpretul de muzică populară originar din zona Bistriței, Radu Arcălian. Vineri 25 iulie de la ora 17, nu ratați emisiunea Jocuri de Cuvinte, realizată în colaborare cu Centrul de Limbi Străine Eureka. Duminică 27 iulie de la ora 21, Marcela German vă invită la o nouă ediție a emisiunii Reghin Exclusiv. Vor fi aduși în fața dumneavoastră alți 3 reghineni cu care ne putem mândri: Cornelia Șuș, Mihai Redeș și Cătălin Cioba. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți urmări în câteva momente jurnalul economic și cursul valutar, apoi vom vedea jurnalul de astăzi, iar la final vom afla amănunte despre prognoza meteo. Mie mai rămâne doar să vă doresc o seară frumoasă. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
Niagara, strada Izvorului, numărul 11. Spălătorie și cosmetizare auto, vulcanizare, vânzare anvelope noi, nou, spălare covoare cu perie monocilindrică, clătire și centrifugare la doar 5 lei metrul pătrat. La noi, covoarele devin uscate în maxim 8 ore, în uscătorie profesională. Livrarea lor are loc în maxim 24 de ore după preluare. Pentru ridicări de la domiciliu, poți suna la telefon 0745 377 779. Transportul este gratuit. Spălătoria Niagara, Reghin, strada Izvorului, numărul 11. FanArt vă așteaptă la 20 de kilometri de Reghin în Orșova pădure. Adrenalină, distracție, paintball și poligon de tragere. Informații și rezervări la telefon 0752 947 401, 0740 628269 sau 0747 498 967. FanArt. Adrenalină și distracție maximă. Complexul turistic AIMA. Destindere și relaxare la piscinele și terasele din cadrul complexului. Restaurant cu 250 de locuri pentru evenimentele speciale din viața ta. Poligon de tir, hotel de 3 stele, 26 de camere cu 1, 2 sau 3 locuri plus apartament matrimonial, sală de conferințe cu o capacitate de până la 100 de locuri. Complex turistic AIMA, Reghin Bistrița, kilometrul 5, strada Dealul Vrezii, numărul 45. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Este simplu să judeci după aparențe. Este și mai simplu să condamn. Să fii exploatată sexual nu este o alegere. Nu este o plăcere. Violență, șantaj, amenințări cu moartea, sechestrare sunt doar cuvinte brutale pentru noi. Dar pentru aceste femei sunt realitatea de zi cu zi. Și voi, cele care sunteți în căutarea unui loc de muncă în străinătate, puteți să vă informați înainte să fie prea târziu. Victima traficului de persoane poți fi chiar tu. Nu te lăsa păcălită. A fost răpită o fetiță de 5 ani, 1 metru și 10 centimetri, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Viața e ca un joc de șah, ca o tablă de șah. Sunt Ovidiu Isan și vă aștept să discutăm despre oameni, cu oameni, despre viață și despre toate. Toate care ne interesează, toate care ne privesc, toate care ne frământă.
Bun găsit la Jurnal Economic! Tinerii chiriași ai imobilelor aparținând Agenției Naționale de Locuințe vor putea cumpăra casa, fie cu un credit bancar contractat cu garanția statului, fie cu plata în rate lunare, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare, procedură nepermisă până în prezent. Facilitățile la cumpărarea de către tineri a unei locuințe ANL au fost introduse de guvern printr-o ordonanță aprobată în ședința de miercuri. Astfel, s-a decis că aceste credite vor putea fi contractate inclusiv cu garanția statului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară și că prețul de vânzare va putea fi achitat și în rate lunare, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare. Cumpărătorul va avea și posibilitatea achitării în avans. Ordonanța mai stabilește că valoarea de vânzare a locuinței se calculează de către autoritățile administrației publice locale sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele. Regiunea Centru a exportat în primul trimestru mărfuri în valoare de peste 1,8 miliarde de euro. În general, au fost produse ca mașini, aparate și echipamente electrice, mijloace de transport, lemn și articole din lemn, textile și articole din textile, articole din metal, potrivit unui raport remis de către Direcția Regională de Statistică Alba. Exporturile de mărfuri realizate în perioada ianuarie-martie la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru au reprezentat 14,3% din totalul exporturilor României. Județul Brașov a înregistrat cea mai ridicată valoare, aproape 623 de milioane de euro. În cadrul județelor componente ale regiunii, Mureș a avut o pondere de 11,8%. În regiunea de dezvoltare centru, balanța comercială a înregistrat în primul trimestru un excedent în valoare de peste 313,4 milioane de euro. La nivelul județelor, aceasta a avut valori pozitive în Alba, Sibiu, Brașov și Covasna și valori negative în Mureș și Harghita. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere! Astăzi, casele de schimb valutar au vândut un euro cu 4 lei și 43 de bani. Un dolar american s-a vândut cu 3 lei și 29 de bani. Un franc elvețian a fost vândut astăzi la ghișee cu 3 lei și 67 de bani. O liră sterlină a fost astăzi la vânzare 5 lei și 60 de bani. Pentru 100 de forinți maghiari a trebuit să scoatem din buzunar 1 leu și 45 de bani. De asemenea, astăzi la ghișee s-a cumpărat un euro cu 4 lei și 37 de bani. Un dolar american a fost cumpărat cu 3 lei și 23 de bani. Francul elvețian s-a achiziționat cu 3 lei și 58 de bani. O liră sterlină a costat astăzi la cumpărare 5 lei și 50 de bani. Pentru 100 de forinți maghiari, casele de schimb valutar au plătit 1 leu și 41 de bani. Potrivit Băncii Naționale a României, gramul de aur a ajuns astăzi la cotația de 136 de lei și 94 de bani. Bine v-am regăsit la Jurnal de Astre. Berbec, țineți neapărat să fiți gospodar și se pare că reușiți. Sunteți într-o formă fizică foarte bună și aveți șanse să terminați tot ce vă propuneți. Nu vă certați cu partenerul de viață din cauza investițiilor pentru casă. Vă recomandăm să aveți răbdare. În curând veți sta mai bine cu banii. Taur, dimineața simțiți nevoia să faceți câteva schimbări prin casă și aveți șanse să vă descurcați. Trebuie să alergați puțin și să faceți niște cheltuieli. O rudă mai în vârstă se oferă să vă ajute cu banii. Profitați de ocazie. Vă sfătuim să vă organizați munca mai bine. Gemeni, ar fi bine să acordați mai multă atenție activităților casnice, chiar dacă vă preocupă chestiunile de afaceri. La serviciu, intuiția vă ajută foarte mult, dar este indicat să țineți cont și de părerile colegilor. Spre seară este posibil ca o rudă mai în vârstă să vă ceară ajutorul într-o problemă de sănătate.
RAC, copiii vă apreciază planurile de reamenajare a locuinței, însă ar fi bine să țineți cont și de părerile partenerului de viață. După amiază s-ar putea să primiți o veste proastă în legătură cu o rudă și să vă pregătiți pentru o călătorie. Situația nu este chiar atât de gravă pe cât pare. Leu, în fine, aveți resursele financiare pentru a face în casă schimbările pe care le visați. Pentru aceasta trebuie să mergeți la cumpărături, împreună cu partenerul de viață. Vă sătuim să vă hotărâți de acasă ce doriți să cumpărați. Odihniți-vă mai mult! Fecioară, puteți să terminați o lucrare în casă, începută acum câteva zile. O rudă mai în vârstă din familie vă ajută financiar, însă încearcă să vă impună ideile sale. Evitați o ceartă care ar putea să afecteze relațiile de familie. Spre seară primiți un cadou deosebit de la persoana iubită. Cu următoarele 6 zodii ne revedem imediat. Magazinul Adidas vă oferă acum o gamă bogată de produse din noua colecție de vară, costume de baie, șlabi, traininguri pentru adulți și copii. Acum, în incinta magazinului Adidas, găsiți o gamă bogată de bijuterii din aur și argint. Vino la noi, în cartierul Libertății, bloc 2. Cadența. Încălțăminte din piele. O gamă bogată de modele pentru femei și bărbați. Prețuri de producător. Cadența. Nou în Reghin, magazin de prezentare Mini Pri pe strada Iernuțeni. Sunteți așteptați în magazinele Cadența din Târgu Mureș și Cluj-Napoca. Cadența. Floze, partener autorizat Profine Germania. Dacă doriți o izolație termică și fonică superioară, vă oferim fereastra ideală. Calitatea germană a profilelor Trocal și KBE, feroneria de calitate superioară și sticla termoizolantă Low-E cu argon conferă ansamblului creat funcționalitate și durabilitate. Între 1 mai 2014 și 12 decembrie 2014, Floze organizează campania promoțională Comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a treia. La cumpărături de minim 500 RON la toate tipurile de ferestre și uși din PVC și aluminiu, ai șansa de a câștiga 10 premii. Premiul 1. Un frigider Whirlpool. Premiul 2. Un pachet cu cuptor, plită și hotă incorporabilă. Premiul 3. O mașină de spălat Whirlpool, 2 cuptoare electrice, 1 storcător de fructe, 2 cafetiere cu râșniță, 2 expresoare. Tragerea la sorți va avea loc în data de 15 decembrie 2014. Detalii despre campania promoțională Comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a treia, găsiți în locațiile din Reghin, strada Gării numărul 44, telefon 0265 511700 și în Toplița, strada Gării numărul 48, telefon 0266 342 128. Floze, calitate, promptitudine, competență. Oferta promoțională la motocoasele Stihl, începând de la numai 630 de lei. Stihl, numărul 1 mondial, prin Antora Invest Reghin. Pentru o viață sănătoasă, respect.